Dumitru Dragomir a achitat definitiv de Curtea de Apel. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost trimis în judecată în anul 2014, alături de peste 40 de persoane, pentru evaziune, delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu de circa 5,4 milioane de euro. Dragomir a fost acuzat și de nereguli în legătură cu vânzarea drepturilor TV pentru meciuri de fotbal. Potrivit procurorilor parchetului de pe lângă Tribunalul Capitalei, rețeaua evazionistă vizată în acest dosar a funcționat timp de 5 ani între 2009 și 2014, fiind folosite 17 societăți comerciale de tip fantomă. Astfel, o parte dintre inculpații din dosar în calitate de administratori ai mai multor societăți comerciale au înregistrat în documentele contabile ale acestor firme operațiuni fictive constând în achiziții nereale de bunuri și servicii. Banii au fost retrași ulterior în numerar cu ajutorul altor persoane implicate în dosar și au fost restituiți la sacoșe inculpaților care au dispus anterior plata acestora după percepere în prealabil de către alte două persoane a unei comisiuni cuprins între 6 și 8%. Inițial, Dumitru Dragomir a fost condamnat la 7 ani de închisoare de Tribunalul București pentru delapidare și evaziune fiscală, însă Curtea de Apel București a admis marți apelul și a decis achitarea lui. Decizia este definitivă.